Ambianța din casă este cel mai important lucru în fericirea unei familii și această fericire este garantată de mobilierul moale pe care îl alegeți pentru căminul dumneavoastră. Astăzi, când piața este invadată de sute de magazine și galerii specializate, orice client se poate pomeni într-o mare dilemă. Primul rând, pornește de la ideea de stil. În funcție de vârstă, în funcție de doleanță și gust, mergem de la general clasic modern și apoi se divizează în stilistic. Mobilier pentru sufragerie, pentru living room, dormitoare care mai de care îți fac ochiul și te ademene să-ți culci căpșorul pentru o clipă și să simți visul unui lux veritabil. Pentru a face pace în deznodământul care ne frământă, vom încerca să trecem în revistă cele mai utile sfaturi pentru cei care nu știu pe care pat ar fi mai bine să viseze. Puteți să dați comandă și vine undeva în două luni jumate, vine mobila. Articolele din piele sunt cele de diferite categorii. Orice salon care se respectă prezintă clientului mostre de stofă și de piele, explicând diferența și calitatea. În principiu, prima categorie fiind că e și mai ieftină și e și practică. Prima categorie e cea mai prelucrată, dar ultima e mai puțin prelucrată, și adică vine, poate să fie cu cicatrice pe piele, cu piete, și adică clienții care sunt mai măfturoși, adică doresc piele o mai netedă, adică să fie mai curată. Prețul mai poate fi un pic exagerat din considerentele designerilor care au lucrat asupra conceptului. De obicei, ce ține de Italia, dacă o piesă de mobilă, să zicem, o masă de birou sau un scaun de la un autor celebru alea Philip Stark sau Giovannone, remunerarea designerului care a elaborat lucrarea e 10%. În cazul unui living clasic, putem folosi comode sau biblioteci în care să putem depozita și electronicele. Măsuțele de cafea și decor sunt piese foarte importante în amenajarea livingului. Un capitol la fel de important este și nuanța care ni se potrivește atunci când vine vorba de casa noastră. Dacă ești un coleric pus pe ceartă, alege o nuanță bej sau cafeniu și în niciun caz culoarea roșie. Alege-o însă dacă ești sangvinic. Pentru toți spectatorii voștri, cam așa ar fi combinația. Azi că mergem pe roșu, oranj, galben, verde, albastru și violet. Ca să ținem, memorizăm mai ușor, rog, vav. Și combinația ideală ar fi, de exemplu, de aici încoa sau așa. Și la orice culoare așa. De exemplu, roșu se combină cu verde, cu albastru și cu galben. Nu se combină cu violet, ci nu se combină cu oranj. Pentru dormitor se pot alege stiluri diferite de amenajare. În cazul în care locuința dispune de un spațiu destinat depozitării hainelor, suprafața dormitoarelor va fi folosită pentru amplasarea mobilierului de relaxare. Cel mai indicat, ar spune medicii, ar fi un set de mobilier ortopedic. Paturile moderne sunt în general foarte joase, cu tăblii înalte, tapisate cu materiale textile sau piele. Stilul Art Deco propune paturi cu tăblii realizate din fier forjat cu diferite finisaje și modele. Un pat clasic este un pat masiv, realizat din lemn natural cu tăblii rotunjite. Varianta ideală care o dau eu, pentru, o sugerez pentru un client, este să fie mobilă moale, să fie pentru confort. În funcție de spațiul de care dispune, evident. Dacă dispune puțin spațiu și vrea o canapea care s-ar mai desface, ca să mai doarmă bunica sau mama când vine de la țară, sau mai vine cineva din prieteni, sau mai rămâne cineva, e altă chestie. Iată, ne ajung și la fotoliu. Pentru un caracter mai energic, binevenit ar fi un fotoliu de tip rocker, care îndeplinește trei funcții concomitent. Asta e un fotoliu rocker, care are trei funcții. De rotire, se leagănă și cu moțion. Dacă ați ajuns la o anumită vârstă, alegeți un șezlong din piele relaxant, grație căruia să vă simțiți cu 10, ba nu, 15 ani mai tânăr. Sigur că cele de culoare deschisă mai mult, dar iarăși depinde de client. Mulți doresc care să fie mai practic, sunt care doresc
care e mai deschisă, să nu fie de fiecare zi. Sunt niște stofi care sunt mult mai scumpi ca piele, dacă mergem pe linia costului. Dar dependență de doleanță. Dependență de doleanță. Evident că pielea arată destul de luxos și ca preț e ok și o să fie bine întotdeauna. Minusul care este, să zicem așa, disconfortul în timpul verii. Și dacă aveți casa gătită cu cel mai practic mobilier moale, e cazul să alegeți și câteva piese de decor care ar da casei dumneavoastră o ținută de zile mari și ar crea mici incertitudini în capul oaspeților care vă pășesc pragul. Oricare ar fi însă doleanțele domniilor voastre, nu uitați că numai acasă puteți fi cei adevărați.